Nu există mână mai puternică decât mâna Domnului și mulțumim Lui pentru că ne-a ținut în mâna Lui pe toți. Aleluia. De aceea suntem aici, în această seară, la părtășie și vrem să ne exprimăm recunoștința la adresa Domnului nostru și împreună cu toată adunarea să spunem lăudat să fie Domnul. Amin. Dacă l-ascultă și vânturile, și marea, natura, păsările, viețuitoarele, animalele, vrem să-L ascultăm și noi în această seară și ceea ce Domnul ne va vorbi să putem să împlinim cu toții. Amin. Voi citi două versete în această seară din Cartea Eclesiastul, capitolul 11. Vă invit să vă ridicați. Pagina Scripturii 676, Cartea Eclesiastul, capitolul 11, ultimele două versete ale acestui capitol scurt, respectiv versetele 9 și 10, să le urmărim împreună. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Sunt recunoscător Domnului pentru că m-a ajutat să ajung la dumneavoastră, să fim în această seară și dacă Domnul ne ajută și mâine împreună. Mă bucur să văd că ați venit într-un număr frumos la casa Domnului, sâmbătă seară, o seară poate puțin incomodă, având în vedere că ziua de mâine e slujbă și dimineață și după masă, dar apreciez că ați venit la părtășie, la casa Domnului, cu mic, cu mare, și cu siguranță Dumnezeu ne va binecuvânta pe fiecare, pentru că are de unde. Amin. Și ce binecuvintează Dumnezeu, rămâne binecuvântat. Amin. Binecuvântări și salutări sfinte vă aduc de la Suceava, în primul rând, și apoi din bisericile pe care le-am vizitat în ultima perioadă, de peste tot frații transmit har, pace și multe binecuvântări în numele Domnului Iisus să fie peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră. Amin. Primiți-le, bucurați-vă de ele și dăruiți-le mai departe. Dragii mei, pentru seara asta am fost provocat, rugat să am un mesaj în mod deosebit pentru cei tineri. Mă uit în sală și văd tineri aici de toate vârstele. Tineri adolescenți, tineri, știu eu, de 18 ani, de 20 de ani, de 25 de ani, tineri maturi și tineri mai trecuți prin viață, pentru că până la urma urmei, cei bătrâni, spune Biblia, vor întineri. Sau cum spune Apostolul Pavel, dacă omul din afară se trece, totuși omul din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Să ne ajute Dumnezeu așa să se întâmple cu fiecare dintre noi. Că omul de afară trece, suntem trecători, viața asta sau anii care trec lasă urme pe exterior, dar în interior întotdeauna să ne înnoim, să ajungem acolo unde toate lucrurile vor fi noi, în noul Ierusalim. Vor fi acolo și străzi noi, lăudat să fie Domnul. Totul va fi nou. Însă Dumnezeu nu va duce acolo oameni vechi, ci oameni care se înnoiesc în fiecare zi. Așa că, Doamne, ajută-ne
toți care suntem aici să ne înnoim. Și mintea noastră, și vorbirea noastră, și umblarea noastră, și trăirea noastră, și vestimentația noastră, nu? Să ne ajute Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, vorbind despre făptura cea nouă, toate cele vechi s-au dus. Și în viața noastră, toate lucrurile s-au făcut noi. Dragii mei, m-am gândit ce să împărtășim pentru seara asta și Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre provocările tinereții. Fiecare generație, nu-i așa, are provocările ei. Copiii au provocările lor. Una dintre ele este ca să fie cumins la adunare. Am văzut un băiețel care îl trăgea de păr pe altul și spunea, vezi că ăla te-o tras. De lângă tine, așa? M-am uitat la el, am făcut un semn așa să oprească, să făcea că nu mă vede. Sigur, adolescenții, tineri, au provocările lor. Familiști au provocările lor, nu? Până la urma urmei, și bătrânii, chiar și cei în vârstă, cu multă experiență de viață, au provocările lor. Pentru seara asta ne oprim la provocările tinereții și cu ajutorul Domnului vreau să prezint câteva dintre ele. Dacă mi-ajunge timpul, sper să cuprind 5 provocări pentru tineri și apoi să le dezvolt așa puțin pe fiecare dintre ele și Dumnezeu să vorbească tinerilor, amin, dar nu numai, amin, și nouă celorlalți, ca și părinți, ca și slujitori, să fim gata să-i ajutăm, pentru că, într-adevăr, vremea asta nu-i ușoară. E o vreme dificilă, e o vreme cu multă ceață, o vreme cu foarte multe tulburențe, dacă vreți, și noi trebuie ca să fim alături de ei și să-i sprijinim și să-i ajutăm în toate, ca să poată face față cu brio și să fie mai mult decât biruitori în numele Domnului nostru Iisus Hristos și împreună cu ei și noi toți, pentru că vrem la final să ajungem acasă la Domnul. Amin. Amin. Prima provocare pentru tineri, sau prima provocare a tinereții este aceasta, rămânerea și respectarea autorității părinților. Dacă se poate afișa Efeseni capitolul 6 cu versetul 1, pentru că vreau să pornim de la versetul ăsta, copiii, ascultați tot la fel de bine și tinerilor, pentru că și ei trebuie ca să asculte în Domnul de părinții voștri, căci este cum? Drept. Următorul verset. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Și următorul. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Asta este o primă provocare a tinereții. Să asculți de părinți, să rămâi sub autoritatea părinților, ca și tânăr, ca și tânără, ca și adolescent, dacă vreți. Văd foarte mulți tineri care, mai ales în epoca asta, în vremea asta online, care vin și spun cam în felul următor, părinții sunt depășiți. Părinții nu știu, eu trăit în vremea lor, acum sunt alte vremuri, sunt alte timpuri, avem de-a face cu altceva și să cred la un moment dat că știu mai multe, că sunt mai grozavi. Însă vreau să vă spun că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, rămâne la fel de valabil și în secolul 21 și în anul 2024. Ascultați de părinți, rămâneți sub autoritatea pe care Dumnezeu a stabilit-o ca să fiți fericiți și să aveți viață lungă. Amin? Pentru că neascultarea suportă întotdeauna consecințele. Văd la ora actuală o mulțime de părinți care se plâng și spun așa, frate, nu mă mai ascultă fata.
Nu mă mai ascultă băiatul sau copiii, nu știu ce să mai fac, nu mai pot ca să o scot la capăt. Dragi copii, stimați tineri care sunteți aici, indiferent de vârsta pe care o aveți, dacă vreți ca să aveți binecuvântare, să știți că binecuvântarea în viață este condiționată de ascultarea de părinți. Nu poți să asculți de Dumnezeu dacă n-asculți de părinți, de mama și de tatăl tău. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură, avem o mulțime de exemple de tineri care au fost binecuvântați și folosiți de Dumnezeu pentru că au pornit de aici, de la ascultarea sfaturilor și învățăturilor pe care le-au primit de la părinților. Amintiți-vă de Moise, care a fost un mare om al lui Dumnezeu, Moise care se naște într-o vreme grea. Poporul Israel era într-o cruntă robie în Egipt și pentru că a văzut faraon că evreii se înmulțesc foarte mult, a dat poruncă ca toți băieții care se nasc să fie omorâți, eliminați, pentru că a zis el, ne vor depăși numeric, vor fi mai numeroși, se vor răscula împotriva noastră și sigur că ne vor subjuga. Și atunci a recurs la soluția asta oribilă. În vremea aceea se naște Moise. Părinții lui se numeau Amram tata și Iochebed mama. Au primit copilul acesta, băiatul ăsta, ca o binecuvântare și l-au ascuns de căutările egiptenilor 3 luni de zile. Sigur că n-a fost ușor ca să îl ascundă, pentru că în fiecare zi căutau ca să găsească noi născuți de parte bărbătească și să îi omoare cu cruzime. Când a văzut că misiunea asta este foarte periculoasă, riscantă, au luat un coșuleț, au făcut un coșuleț din papură, l-au uns cu smoală pe interior, pe exterior și l-au pus pe apă, pe râul Nil. Râul Nil, care și atunci și acum este populat cu crocodili. Sunt convins că această mamă, acești părinți și acest tată și-au plecat genunchi și au spus, Doamne, mâna Ta poate să-l păzească, pentru că Tu ești Dumnezeu și cum păzești Tu, nu poate ca să facă nimeni. Însă, sora lui Maria, mai mare, urmărea de la o anumită distanță să vadă ce va fi cu frățiorul ei. Și în momentul acela, Dumnezeu face ca să iasă la râu, la apă, prințesa, fata lui Faraon. Cine o trimis-o ca să vină chiar în momentele acelea? Știți cine? Dumnezeu. Că Dumnezeu când are un plan, El pune în mișcare totul, și cerul, și pământul, și pe oameni, și pe îngeri, pentru că Dumnezeul nostru are toată puterea în cer și pe pământ. Să spunem din toată inima, lăuda să fie Domnul. Ea aude plânsul de copil și realizează ce este, pentru că se pare că mai multe familii apelaseră la această metodă în încercarea lor și au spus, este un băiețel de-al evreilor. Aduceți-l aici, a spus la slujnice. Când o desfăcut coșulețul ăla și s-a uitat, l-a văzut pe Moise, frumușel așa, care dădea din mâini, probabil din picioare, așa, era numai un zâmbet frumos, și intervine și sora lui Maria și spune, prințesă, să vă aduc o doică, o femeie din Israel să se ocupe de el. Și a spus, adu și voi și plăti. Și cum era normal, a adus-o pe mamă sa, pe Iochebed. Și este prima mamă din Biblie care primește alocație. Lăudat să fie Dumnezeu. Sigur că odată cu hrana pe care i-a dat-o, când a început să perceapă copilul, i-a început ca să-i dea și învățătură. Deducem asta pentru că atunci când s-a făcut mare Moise, a luat câteva măsuri, a făcut câteva lucruri. Mă gândesc că atunci când a început să perceapă, i-o fi spus, mamă sa, Moise, chiar dacă ești în postura asta aici, la curtea lui Faraon, ai privilegii, să știi că prin venele tale curge sânge de evreu, tu nu ești egiptean.
Cei care muncesc din greu afară și zbătuți fără milă, frații tăi. Și să mai știi ceva, noi avem un Dumnezeu care e mare, un Dumnezeu care face minuni, un Dumnezeu plin de putere și într-o bună zi ne va scoate din robie și ne va duce în țara Canaan, promisă părintelui nostru Avram. Să nu uiți asta. Și Moise n-a uitat. Uitați-vă ce spune capitolul credinței, capitolul 11 din Evrei. Vreau să citesc din capitolul 11, de la versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți unde? Spre răsplătire. Lăudat să fie Domnul. Și când s-a făcut mare, a făcut ce trebuie și Moise rămâne un mare om al lui Dumnezeu. Dar totul o porni de aici. De la ascultarea sfaturilor dăruită de părinți, de tată și în mod special de mamă, pentru că mama s-a ocupat de creșterea lui. Așa că vă doresc la toți adolescenții și tinerii care sunteți aici și toți copiii, ascultați de părinții voștri în Domnul, căci este drept. Cel de-al doilea băiat al nostru o luat permisul și țin minte că nu eram acasă, eram plecat la o evangelizare în Irlanda, la Dublin. Era vara, urma ca să aibă examen de bacalaureat. Și-o plecat la soția mea și i-a spus, mamă, dă-mi, te rog, mașina lui tata, pentru că vreau să nu pierd examenul, să ajung la timp. Și soția i-a spus, măi, nu pot ca să-ți dau, pentru că tu ești începător, ai 2 săptămâni de când ai luat permisul și s-ar putea să te grăbești, s-ar putea să întâmpli ceva, să n-ajungi nici la examen, așa. Și-a zis, nu, dar nu, că nu mă duc până la Suceava, mă duc până la Dumbrăveni, 3 km, acolo sunt ocazii mai multe și mă ajută foarte mult ca să nu mai stau din sat de la noi. Și soția a spus, da, vezi, eu îți dau mașina cu condiția asta. Nu cumva să te duci în oraș, că orașul e aglomerat și s-ar putea să creezi probleme. Și l-a spus, nu, ascult cum ai spus, ascult de tine, mă duc 3 km, o parchez, iau microbuzul, vin înapoi și acasă. Bineînțeles că până înșit pe porți. Nu a lăsat mașina la Dumbrăveni, s-a dus până la Suceava. Că trebuia să-l vadă colegii și în mod special fetele. Că el e șofer. Pentru că unii așa cred, că deja sunt șoferi atunci când au permis în mână. Șoferești când ai măcar 100.000 de kilometri. Până atunci ești începător. Așa. Nu ești mare șofer. Așa cum cred unde. O ajuns în oraș, o venit, la un moment dat, ce-a făcut el, cu viteză, a mers prin Plopeni, prin Salce, pe acolo, a prins un capăt de pod, s-a dus de vreo 3 ori peste cap și a nimerit într-un stâlp. Mașina cu roțele în sus, ieșea fum din ea, cu greu putut să scoată centura și a ieșit prin geam. Geamul era un pic spart, a ieșit afară. Sigur că m-a sunat cineva, Irlanda fiind cu 2 ore în urma României, eu încă dormeam la ora aia, și cineva m-a sunat și mi-a spus, băiatul tău a avut accident, mașina e praf. M-am trezit șocat acolo. Până la urmă am primit informații că este bine, e la spital, dar totul este în regulă. Am venit acasă și am stat de vorbă cu el și am spus așa, Denis, vezi unde duci neascultarea? Pentru că spun ce s-ar fi putut întâmpla. Unu, se putea întâmpla în urma accidentului a impactului să rămâi infirm pe viață, să-ți rupi coloana și să stai într-un scaun cu rotile și să te îngrijească mamă ta.
Sau puteai să prinzi pe cineva pe trotuar, pentru că a ajuns până pe trotuarul pe unde mergeau pietonii, să meargă niște copii, să-i prinzi acolo, să omori pe careva dintre ei și să ajungi la pușcărie și să-ți distrugi viața. Pentru că astea sunt consecințele neascultării. Fii atent că Dumnezeu în bunătatea Lui ți-a mai dat o nouă șansă. Consideră că ai o viață nouă. Vezi ce faci cu ea. Pentru că neascultarea acolo duce. Să vă ajute Dumnezeu, dragi copii, dragi tineri, să ascultați de părinții voștri, pentru că dacă există cineva în lumea asta care vă vrea binele, cu siguranță e mama și tata. Fiecare părinte vrea binele pentru copiii săi. Amin? Amin. Doi. A doua provocare. Nu stârni dragostea până nu vine ea. Sau până e momentul potrivit. Dacă se poate afișa cântarea cântărilor, capitolul 8, versetul 4. Să citim și versetul ăsta. Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Știți că și asta e o provocare a tinereții? Pentru că Biblia spune orice lucru are ce? Vremea lui. Tot așa e și cu dragostea. Văd unii care stârnesc dragostea din adolescență. Pentru ce? El sau ea are prieten de la 13 ani, de la 14 ani. Ea e în clasa 8-a, el e în clasa 9-a. Și întrebarea este pentru ce? Știți că se ajunge uneori la lucruri greu de controlat? Pentru că se pleacă de aici, de la a stârni dragostea, că nu este momentul potrivit. Că dacă stârnești ceva, nu? E greu după aceea să mai poți opri. Este câte un câine așa care stă cu minte. Și unii îl stârnesc, se duce și îl provoacă pe câine. Ori aruncă cu ceva în el și după ce îl stârnește, câinele vine la ei. Că dacă și-ar vedea de drumul lor, câinele ar sta liniștit acolo. Așa e și în privința asta. Și aici cuvântul spune, nu stârniți dragostea. Până când nu, e momentul potrivit. Cineva m-a întrebat, frate, când e momentul potrivit? Când să stârnesc dragostea? Când să ne îndrăgostim, să ne împrietenim? Înainte de căsătorie. Te măriți la 14 ani? Dacă nu te măriți la 14 ani, de ce stârnești dragostea? Te însori la 16 ani? M-a întrebat cineva, frate, dar când ar fi perioada ca să ne căsătorim? Bineînțeles, în primul rând, după ce faci școala. M-ați înțeles? Și apoi, după ce ești în stare ca să fii cap de familie, să poți să te întreții. Că dacă tu stârnești dragostea și te căsătorești la un moment dat, te duci la taică-tu și la maică-ta să spui că n-ai aia, să-ți dea ei, să-ți plătească ei, trebuie ca să ai un serviciu din care să te poți întreține. Doamne ajută! O venit la părinți, tot așa un adolescent, el n-avea 18 ani, 17 ani, ea 16 ani. Și-a zis, tată, îți prezint dragostea mea. Viitoarea mea soție. Și taică se uită și spune, zice, mă, dar ați pus înaintea Domnului? Zice, nu, dar
Nu se bagă Domnul în treaba asta. Bun, dar voi vă iubiți așa? Vă iubiți cu adevărat? Zice, da, ne iubim. Dar nu-i treaba dumitale asta. Asta știm noi, că noi știm mai bine lucrurile astea. Și zice taică, bă, dar din ce să trăiți? Cum o să vă întrețineți? Și o zis fata, păi vezi, zice, vezi, abia acum asta e treaba dumitale. Nu-i treaba ta restul, dar e treaba ta asta, ca să ne porți de grijă. Dacă ești la școală, ești la liceu, vrei să faci liceu, vrei să faci o facultate, pentru ce? Pentru ce? Mi-aduc aminte, fata noastră, cea mai mare, care acum e căsătorită în Anglia, avea tot așa 14-15 ani. Și era târziu și îmi spune soția, zice, mă, vezi că Bianca vorbește cu cineva la telefon, cu un băiat, zice. M-am dus la ușă să ascult și eu. Mă mărturisesc acum. Și auzeam, îi vorbea cu băiatul tare, așa, și se legase ea cu un băiat și îi spunea că ăla pleca nu știu pe unde și făceau ei planuri acolo de viitor. Și am lăsat să văd cam ce discut până unde ajung și am intrat în cameră. Când am intrat, ea s-a schimbat la față, i-am luat telefonul și am vorbit cu băiatul. Și am spus, alo, sunt tata lui Bianca. Cum te cheamă, ce-i cu tine? Vreau să te întreb, tu te însori, câți ani ai? Păi frate, zice, încă nu mă însor. Păi nici fata mea nu se mărită. Pentru că fata mea se mărită la 20 de ani. Asta e convenția. La 20 de ani. Care timp să fie măritată toată viața. Ea are deocamdată vârsta asta, mai încolo, peste 5. Dacă dă Domnul sănătate și va fi, s-o cauți. Dar până atunci, te rog frumos, nu mai suna. Nu stârniți dragostea până nu vine ea. Pentru că așa se ajunge la relații și la păcat când tinerii stârnesc dragostea înainte de vreme. Dacă e vremea de școală, de învățat, învață. Te-ai dus la medicină, fă medicină. Când ești pregătit și responsabil și responsabilă pentru căsătorie, atunci, cu Doamne ajută. Amin? E o provocare și doresc din toată inima să fiți culoarea minte, să dați dovadă de înțelepciune, de maturitate și să nu stârniți dragostea până la momentul oportun. Când sunteți gata de căsătorie, când sunteți gata pentru a vă mărita sau vă însura, aveți tot dreptul. Dacă mai ai de făcut încă 4-5 ani de școală, vezi-ți de școala ta. Amin? Și atunci e bine. Și atunci putem ca să evităm foarte multe lucruri. A treia provocare pe care am găsit-o și pe care vreau să o împărtășesc în seara asta, să pui preț pe ferestrele spirituale, nu pe cele lumești, sau să iubești ferestrele spirituale, nu ferestrele lumii. Și asta e o provocare. Vedeți, dumneavoastră, am găsit scris în Ieremia, în capitolul 9, cu versetul 21, și apoi o să citesc și din Fapte, din capitolul 20. Dar începem cu Ieremia 9, cu 21. Căci moartea s-a suit pe ferestrele noastre, a pătruns în casele noastre împărătești. A nimicit pe copii, pe uliță și pe tineri în piețe. Și apoi, exemplu din Fapte, e vorba despre Eutich. Fapte, capitolul 20, de la versetul 9, și un tânăr numit Eutich, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel, biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat cum? Mort.
Îmi imaginez momentul ăsta în care tânărul ăsta ajunge la adunare sau la locul unde erau strânși. Erau împreună. Probabil că nu era așa de încântat să vină la acea întâlnire pentru că știa că Pavel predică mult. Dar nu a avut încotro de părinți care au spus vii la părtășii, nu poți lipsi. Și ca să poată face față cu brio, se duce la catul al treilea, la etaj, adică, și se pune la fereastră. De ce se pune la fereastră? Ca să nu se plictisească și să vadă și cei afară, să nu piardă nimic. Și uitându-se când afară, când înăuntru, când afară, când înăuntru, la un moment dat îl prinde somnul și birui de somn cade jos și moare. Har Domnului că a fost acolo Pavel, că dacă nu, mort rămânea. Dragilor, știți că lumea asta are ferestrele ei? Și Dumnezeu are ferestrele Lui. Ați auzit de fereastra Facebook? TikTok? Instagram? O grămadă de adolescenți și de tineri își pierd timpul pe aceste ferestre și unele dintre ele sunt aducătoare de moarte, nu de viață. O familie pe care o cunosc din zona la noi, care s-a mutat în Germania cu 7 copii, au ajuns la divorț și o familie ruinată. Copiii s-au împrăștiat. O dramă s-a întâmplat în familia asta. Și tot o pornit de la fereastra Facebook-ului. Mi-au zis frații, zice, mă, vezi că nu-i bine în familia asta, pentru că sora pune niște fotografii pe Facebook de vai și amar. Eu n-am Facebook, n-am avut niciodată, că nu mă interesează, am doar WhatsApp-ul, mai țin legătura cu frații. Știu cum m-a întrebat un tânăr prin Anglia, m-am dus și a spus, frate, cum te găsesc pe Facebook? Care e adresa dumitale? Că vreau să fim prieteni pe Facebook. Și am spus, măi, n-am avut niciodată și nu am. Și l-a făcut ochii mari, așa, și a spus, cum dumneata în secolul 21 n-ai Facebook? Păi nici nu existi. Și eu vorbeam cu el. Și a zis, frate, măi, ce poză pune sora asta, femeie măritată cu 7 copii, nu e ok. Și când m-am uitat, într-adevăr, mi-a arătat niște poză, nu era ok. Pentru că pe Facebook n-am văzut poză normale. Adică să fie așa, să stai cu Biblia în mână, frumos, și să scrii Iisus te iubește, sau... Sora era descoperită, era cu capul strâmb, așa, într-o parte. Și bineînțeles, aprecieri, mesaje. Și într-o bună zi și-o lăsat soțul și-o plecat cu unul mai tânăr. Dar dacă stătea pe fereastra rugăciunii, era mai bine? Cu siguranță. Amintiți-vă de Daniel. Daniel era în Babilon. Era rob, prizonier. Și avea un obicei bun, spune Scriptura, în fiecare zi, de fapt de 3 ori pe zi, deschidea fereastra cu fața către Ierusalim. Și ce făcea? Înălța pe Domnul, se ruga. Gândiți-vă că Babilonul era o cetate idolatră, păgână. Însă atunci când treceai pe lângă fereastra casei lui Daniel, acolo s-auzeau laude. Cine trecea pe acolo auzea în fiecare zi, de 3 ori pe zi, cum Daniel spunea, Doamne, de aici, din Babilon, te înalți pe tine. Din mijlocul idolilor, spun să se audă tare, numai Tu ești Dumnezeul adevărat, Tu ești Domnul minunilor, meriți toată gloria și slava. Aleluia! Asta auzeai. Când s-a dat porunca aceea, ca cine se închină altcuiva decât împăratului Dariu, Daniel tot n-a avut frică. Pentru că Daniel avea o singură frică, frica de Dumnezeu, care este începutul înțelepciunii. Eu a adus fereastra asta viață? Da.
Pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. L-a scăpat din groapa cu lei. Pentru că acolo s-au coborât îngerii Domnului. Psalmul 34 spune Domnul, spune David prin, din partea Domnului, îngerii Domnului tăbărăsc în jurul cui? Celor ce se tem de Domnul și îi scapă din primejdie. Lăudat să fie Domnul. Ce ferestre iubești? Lumea are ferestrele ei. Dumnezeu are ferestrele Lui. Ce interesant când îi dă proiectul Domnului Noe ca să facă corabia, pentru că Noe nu mai construise corabii. Domnul îi dă toate dimensiunile și îi spune cum să o facă, cât de lungă, cât de lată, 300 de coți lungime, 50 lățime, 30 înălțime. Și spune așa, Noe, la corabia asta să-i faci o singură fereastră și să o pui unde? Sus. Putea să spună noi, Doamne, cum adică sus? Și așa corabia asta e mare, e de lemn de gofer de chiparos, mai pus ca să o dau cu smoală, ca să nu intre apa, să o izolez, lasă-mă să o pun în lateral, ca să văd și eu ce-i afară. Să văd când scade apa, de unde știu eu, de exemplu, când scade apa? Cine mă anunță? A respectat Noe proiectul lui Dumnezeu? Da. A făcut fereastra sus. Ce-a văzut pe fereastra aia Noe cât a stat în corabie? Ce-a văzut? Și ziua și noaptea. Că la început a fost ploaie. Dacă a stat ploaie după aia. Ce-a văzut? Cerul. Și ziua și noaptea. Eu sunt convins că Noe cu familia lui când s-o coborâ din corabie, o iubi cerul mai mult decât atunci când s-o urcat. Că te vei îndrăgosti de ceea ce privești. De aia ne spune tot în Psalmul 34 David cu versetul 5, când îți întorci privirile unde? Spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Doamne, ajută-ne întotdeauna să privim pe fereastra asta rugăciunii la Tine. Amin? La Tine. Că dacă ne uităm la Domnul, dacă deschidem fereastra asta, să știți că Domnul ne înștiințează, nu? O deschis Noe fereastra și o lăsat ca să meargă porumbelul. Noi a dus porumbelul vești, o venit înapoi cu o ramură de măslin în cioc. Cine-i porumbelul? Porumbelul este simbolul Duhului Sfânt. Când Domnul Iisus s-a botezat la Iordan, spune Scriptura în Matei 3 că s-a coborât peste el Duhul Sfânt în chip de porumbel. Dumnezeu ne lăsa și nouă Duhul Sfânt și ne va înștiința. Doamne, ajută-ne! Că foarte mult spun, Domnule, e necesară fereastra asta, da? Plasma. Ca să vedem ce se întâmplă prin Israel, ce-i cu pe afară, ce-s cu veștele astea. Și uite așa, oamenii stau la ferestre care aduc moarte. Am văzut, de exemplu, în foarte multe familii, mame sau tați care dau la copil. Copil de 2 ani, îi dă dita mai telefonul în mână și-s bucuroși că ei nu fac nimic. Mama stă la cafele, mai povestește cu 5 surori, mai stau și ei la o prăjitură și ăla micu stă cu minte. Așa e de bucuros, care e fereastra lui? Numai că știți că fereastra asta afectează foarte mult? Afectează dezvoltarea creierului, afectează ochii. Sunt copii care sunt afectați de la prea mult stat în fața ecranului. Domnul să aibă milă de noi, să ne dea înțelepciune și să căutăm, să căutați, mai ales, văd foarte mulți tineri care sunt dependenți de aceste ferestre ale tehnologiei. Stai de vorbă cu ei și pur și simplu ei numai cu ochii acolo.
Ba unii au ajuns ca să scrie mesaje în timp ce vorbesc cu tine. Păi dacă scrii mesaje și trimiți, îți dai seama cam cât timp petrece acolo, la fereastra asta? El deja e expert, e profesionist. Cât timp stăm la rugăciune? Cât timp deschidem cuvântul lui? Dumnezeu, cum își va ținea tânărul curată? Cărarea. Îndreptându-se după ce? După cuvântul tău, Dumnezeule. Doresc la toți tinerii care sunteți aici, la toți adolescenții, să iubiți ferestrele cerului. Amin? Mai lăsați ferestrele astea ale lumii, lăsați aceste rețele sociale care sunt aducătoare într-un final de moarte spirituală. Dumnezeu să ne ajute ca să fim plini de viață. Domnul Iisus spunea, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Daniel era plin de viață, plin de credință. Pentru că deschidea fereastra rugăciune și era puternic și Dumnezeu l-a întărit. Și Dumnezeu i-a purtat de grijă. Și Dumnezeu i-a dat lumină și înțelepciune. Domnul să lucreze așa și în dreptul nostru. A patra provocare pe care vreau să o prezint în seara asta, în mod special pentru cei tineri, să nu-ți faci prieteni care te depărtează de Dumnezeu și de casa Domnului. Avem noi foarte multe proverbe, nu? Spunem cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Sau cine se aseamănă, se adună. Amintiți-vă, pentru că tot spuneam despre Daniel, știți de ce Daniel a putut ca să rămână puternic? Pentru că avea prieteni sănătoși în credință, cu frică de Dumnezeu. Era prieten cu Hanania, cu Mișael și cu Azaria. De asta au făcut front comun, au strâns rândurile și tinerii ăștia au putut ca să rămână în picioare, să rămână biruitori în Babilon. Nu s-au împrietenit Daniel cu oricine. Văd foarte mulți tineri, de exemplu, cu probleme, cu carențe, unii care ajung să fie arestați. M-am întâlnit cu asemenea tineri prin America și aveau nume din Biblie. Abel, Samuel, David. Și am întrebat, dar cum ai ajuns în pușcărie? Că tu te-ai dus, părință, la binecuvântare. Tu ești din familie de pocăiți. Cum ai ajuns așa? Și-a spus, frate, anturajul m-a dus acolo. M-am împrietenit cu cine nu trebuia. Tovărășiile rele, ce strică? Obiceiurile bune. Eu am văzut pericolul ăsta, l-am experimentat eu. Lucram în Suceava la o firmă undeva și aveam un coleg de muncă, că nu era prieten, dar era coleg de muncă și vrând nevrând la muncă te întâlneai des cu el. Și avea un tic așa verbal. Atunci când termina aproape fiecare frază, folosea cuvântul man. Să vă dau exemplu. Astăzi la ora 6 trebuie să o iau pe nevastă mea să plecăm în vizită la soacră mea, man. Mai stăteam un pic, mai vorbea și altă frază. Mâine dimineață la 6 trebuie să încarc făină să mă duc la vatra Dornei, man. Și în fiecare zi, man în sus, man în jos. După luni de zile, am ajuns acasă într-o sâmbătă și i-am spus la băiatul cel mare, Emanuel, vezi că e sâmbătă, trebuie să faci curat în garaj, man. Dar nevastă mea a rămas șocat așa, dintr-o dată s-a speriat și spune, băi, zice, de unde ai adus cuvântul ăsta că nu e a tău? Ăsta l-a împrumutat. Imediat am făcut legătura și a fost simplu pentru mine că l-am luat de la colegul de muncă, de serviciu. Pentru că dacă stai mult în companie cuiva, vrând nevrând împrumuți de la el. Dacă are lucruri bune, împrumuți lucruri bune. Dacă are lucruri mai puțin bune,
Te alegi cu ele. Știți, există în Scriptură, în 2 Samuel, în capitolul 13, un pasaj biblic acolo, în care un fiu de-a lui David, a împăratului David, care se numea Amnon, și el o stârni dragostea greșită. S-o îndrăgosti de cine? De sora lui Tamar. Era soră vitrigă, pentru că aveau același tată, David, dar mamei diferite, pentru că David a avut mai multe soții. O stârnit și dragostea, că nu trebuia să se îndrăgostească de sora lui, chiar dacă era vitrigă, încât s-o îmbolnăvit și o căzut la pat. Și spune Scriptura că avea un prieten care se numea Ionadab. Și când a venit prietenul la el să-l viziteze, l-a văzut pe ăsta uscat acolo, palid la față, cum l-a văzut, bolnav, și a întrebat: ce ai, mă, prietene, ce-i cu tine de ajuns așa? Și ăsta îi spune: păi uite, m-am îndrăgostit de Tamar, de sora mea. Și ăsta îi spune ce să facă. Trimite răspuns la taicătul la împărat, să o lase pe Tamar să vină la tine acasă, să-ți facă mâncare și să-ți dea să mănânci cu mâinile ei, și în felul ăsta te vei face bine. Zice Scriptura că Ionadab era un om, știți cum? Șiret. Ce înseamnă șiret? Viclean. Adică un caracter de vulpe. Un fel de om tip vulpe. Că putem folosi asta. Domnul Iisus a spus despre Irod. A folosit comparația asta spunând: spuneți-i vulpii acestea, adică lui Irod, nu a zis Irod, că azi și mâine lucrez, iar a treia zi voi isprăvi. Și-a venit, într-adevăr, soră sa, ea a venit cu intenții bune, soră sa, nu? Vă să-l ajut pe fratele, că e bolnav, dar el avea altă boală. Când o sesizat fata cam ce în capul lui, ci boală îi, că era boala păcatului, ea i-a zis, i-a vorbit, știți cum, i-a prorocit, i-a vorbit mesaj profetic și a spus: frate, nu fă una ca asta. Pentru că noi suntem frați. E vorba de numele tatălui nostru la mijloc, care e regele lui Israel. Asta va avea repercusiuni. Dacă ai sentiment deja puternice, vorbește cu tata. Nu fă prostii prima dată. El n-a așteptat-o. A batjocorit-o, a necinstit-o și apoi, spune Scriptura, a scos-o și afară. Ea a zis: nu fă rău mai mare decât îi. Sigur, aude David, se mânie David, nu ia măsuri. O ia pe Tamar, fratele ei drept Absalom, și spune: liniștește-te, soră, că mă ocup eu. Și peste 2 ani de zile se ocupă Absalom de Amnon. Îl atrage într-o cursă și spune Scriptura, îl omoară. Pentru că, dragilor, anturajul sau prietenii pe care ai te vor conduce fie la viață, fie la moarte. Fie în lume, fie la Hristos. Ce prieteni ai? Doamne, ajută-ne să avem prieteni sfinți și credincioși. Undeva în Psalmul 16 cu versetul 3 spune David: sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, ascultați, sunt toată plăcerea mea. A ta care e plăcerea? Ce prieteni? Ce anturaj ai? Cu cine te însoțești? Cu cine te întâlnești? Există unii tineri sau tinere, băieți sau fete, care este câte o fată așa, sau câte un băiat se îndrăgostește de o fată din lume. Frumoasă fata. Pentru el, pentru mine, nu, bineînțeles. Dar el așa o vede frumoasă. Și zice: frate, am voie ca să fiu prieten cu ea, că eu cred că o pocăiesc. Eu o pocăiesc și o aduc și se botează și va fi soția mea. Dumneata, ce spui? Mă întreabă pe mine. Și eu spun adevărul. Noi nu putem pocăi pe nimeni. Singurul care poate ca să dovedească este Duhul Sfânt.
Singurul care poate să mântuiască este Domnul Iisus. Amin? Atât. Am văzut tineri care au slujit pe Domnul, au cântat la instrument, au fost băieți cuminți, până când s-au încurcat cu fete din lume. N-au reușit să le pocăiască, ba dimpotrivă, i-au dus pe ei în lume și azi nu mai cântă. Le plângi de milă. Așa că nu vă împrieteniți cu cine nu trebuie. Evitați tovărășiile rele. Sau cum spune Apostolul Pavel Corintenilor, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cine? Cu cei? Necredincioși, ci cu credincioși. Marcu, capitolul 2, în Capernaum, ajunge Domnul Iisus. Și intră într-o casă, s-o auzi că e în casă acolo. Și erau patru prieteni care aveau un prieten de-a lor, de era slăbănog. Și prietenii ăștia erau credincioși. Au spus, noi credem că Domnul Iisus, care e prezent la noi în Capernaum, aici în oraș, poate ca să-l vindece pe prietenul nostru. Dar nu s-a dus la el să spună, Doamne Iisuse, te rugăm să vii, avem și noi o doleanță, o cerere, vină până la casa prietenului nostru, că e grav bolnav. Nu, s-au dus ei, l-au luat cu pat cu tot și l-au adus la Domnul Iisus. Când au ajuns acolo, casa plină. Nu dat înapoi. Le-a venit o idee genială, au zis, ne urcăm pe acoperiș și dăm la o parte acoperișul și cu pat cu tot pe o frunghie îl coborâm jos la picioarele Domnului Iisus. Și așa a făcut. Și spune acolo Scriptura, când le-a văzut Domnul celor patru, ce le-a văzut? Credința lor. A zis, omule, iertate îți sunt păcatele. Cei de acolo au zis din casă, omul ăsta hulește, cine poate ca să ierte păcatele decât Dumnezeu? Că n-au crezut că Domnul Iisus este Fiul Celui Preanalt, e trimisul Cerului. N-au văzut în El decât un învățător, un proroc. Și Domnul a zis, cei mai lesne de zis iertate-ți în păcatele sau ridică-ți patul și umblă. Că iertate-ți în păcatele, spun mulți. Dacă le mai dai și un plic de bani, te iartă pe loc. Nu poți păcătui cât iartă ăștia alții. Dar dovada nu e că zic oamenii, iertate-ți în păcatele. Știți care e dovada? Vindecarea. Vindecarea. Și singurul care poate ca să vindece e Domnul Iisus. Și a zis Domnul, ca să pricepeți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele și cu alte cuvinte aici. Dar voi nu credeți. Ție zic, scoală-te și umblă. Și un om care n-a mai mers de ani de zile, care avea oasele, dacă vreți, uscate, mușchi atrofiați, dintr-o dată toate articulațiile lui au prins viață, a sărit în picioare, pentru că acolo era puterea lui Dumnezeu și a început ca să meargă, lăudat să fie Domnul. Ce bine să ai prieteni credincioși. Că poate în boală nu mai poți să crezi. Noi de multe ori spunem la bolnav, crede! Când ajungi la citostatice, când ajungi într-o situație grea, la operație, nu mai slăbești în credință. Dar e important atunci să ai prieteni credincioși, care se roagă pentru tine, care te duc înaintea lui Dumnezeu. Așa că, dragi tineri, tinere, împrieteniți-vă cu credincioși, cu Sfinții Domnului, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și evitați anturajele cu oameni păcătoși, oameni care nu-L cunosc pe Domnul, care vă pot duce departe de prezența lui Dumnezeu. Și ultima provocare, și ne apropiem de încheiere, a cincea provocare, păstrați-vă curați într-o lume murdară. Lumea asta în care trăim noi este o lume murdară. Adevărul că ispitele care le aveți voi, tinerii, nu le-am avut noi în urmă cu 40, cu 50 de ani. Și nu-i simplu și nu-i ușor într-o lume atât de murdară să te poți păstra curat. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu puterea Duhului Sfânt
Se poate. Amin? Se poate. Vorbeam de Daniel și prietenii lui, prima atitudine pe care o luat în Babilon, pentru că Nebucadnețar a dat poruncă să mănânce la masa lui toți tinerii luați din Iuda, robi, și să bea vinul lui, la masă cu el. Daniel a spus, noi nu ne spurcăm cu bucatele împăratului și nu bem vinul lui. Nouă dă-ne legume, nouă dă-ne zarzavaturi, păi o să se vadă diferența între voi și între ceilalți. Și viața mea amenințată, a zis căpetenia famenilor, pune pe robii tăi la probă 10 zile. Și dă-ne așa cum ți-am spus. După 10 zile, când s-au uitat la ei, la fețele lor, arătau mai bine, mai frumoși decât ceilalți care stăteau la masa lui Nebucadnețar. Pentru că atunci când stai la masa Domnului, ești mai frumos, nu? Când îți întorci privirile spre El, te luminezi. Nu așa cântăm noi, ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Doamne, ajută-ne! Iosif, un alt tânăr care ajunge rob, este vândut de frații lui în Egipt. Ajunge acolo, este cumpărat de Potifar și sigur Potifar vede că tânărul ăsta are ceva special. Vede că e diferit și mai mult decât atât, de când a venit în casa lui, toate îi merg bine. Pentru că vreau să vă spun ceva, noi ca și copiii Domnului, suntem purtători de binecuvântare. Amin. Să fim binecuvântarea Domnului. Unde ne ducem noi, te duci într-o firmă. M-am dus undeva și am lucrat, acum vreo 30 de ani în urmă, și îmi spunea patronul, zice, de când ai venit aici la noi la firmă, s-au dublat vânzările. Pentru că așa trebuie să fim. Trebuie să fim purtători de binecuvântare. Așa a fost Iosif. Binecuvântarea a fost fetița din casa lui Naaman. Nu-i așa? A fost binecuvântare pentru Naaman. Pentru că eu zis, dacă te duci în țară de unde m-ai luat pe mine roabă prizonieră, acolo este un om al lui Dumnezeu, Elisei, și prin el Dumnezeul nostru, Dumnezeul cerurilor, face minuni și te vindecă de lepră. Te duci bolnav, dar acolo vei fi vindecat și vii sănătos. Mă imaginați-vă, după ce a ieșit afară din apă și era curat, se duce la Elisei și manifestă bucuria, Biblia nu mai spune. Dar mă imaginez că nu a ajuns acasă Naaman, generalul sirian. Prima dată, probabil că și-o îmbrățișat nevasta și copiii. Dar apoi o fi chemat-o pe fetița asta, nu știm numele, o fi spus să vină la mine. Cred că o luat-o în brațe și o fi spus, tu ești o binecuvântare a Domnului pentru mine, prin tine. Dumnezeu m-a vindecat, mi-a dat viață. Pe Iosif pune ochii nevasta lui Potifar. Și prima dată vine la el și îi propune, verbal, să păcătuiască împreună. Și Iosif se păstrează curat și spune, nu pot de două ori. Nu pot în primul rând pentru că eu mă tem de Dumnezeu. Dumnezeul meu nu e idol ca a voștri. Dumnezeul meu e viu, are ochi și vede, are urechi și aude. Și eu vreau să mă păstrez curat, să trăiesc o viață sfântă. Și apoi n-ar fi corect pentru soțul tău, care are încredere în mine, m-a pus mai mare peste casa lui. Nu pot trăda, o crezut că o lămurit-o. Dar femeia asta, plină de pofte, l-a urmărit într-o bună zi când a intrat în casă. Și acum nu mi-ai propune, trage de el. O femeie disperată. Iosif nu mai stă să-i explice. Împlinește ce spunea Pavel în 2 Timotei 2,22. Fugi de ce? De poftele tinereți. Adică nu mai stă să... Băi, am explicat odată, mai stau a doua oară să mă explic când asta... Eu lăsat haina, gândiți-vă că haina aceea a folosit o haina lui ca probă, că dacă n-avea probă, mai greu l-acuza. O spus, uite haina la mine, a fost aici, mi-a adus pe evreul ăsta în casă, să mă batjocorească. Pe Iosif nu l-a interesat ce spun oamenii.
care e părerea oamenilor, care este părerea lui Dumnezeu. L-a dezbrăcat de haina fizică, dar nu putu ca să-l dezbrace de haina sfințeniei. Când Psalmul 29 cu versetul 2, David spune: închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați în podoabe sfinte. Deși a fost aruncat gol, dezbrăcat de hainele fizice în temniță acolo, Iosif s-a închinat și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Și pentru că s-a păstrat curat, într-o bună zi Domnul l-a ridicat și l-a înălțat. Și Iosif ajunge mare. Dragilor, suntem chemați, suntem provocați, și tinerii și noi, în lumea asta murdară, păcătoasă, să ne păstrăm curați. Pentru că nimic întinat și spurcat nu va intra în împărăția cerurilor. Iov spunea: am făcut legământ cu ochii, că nu voi privi după o ficioară. Să ne păzim ochii curați, să ne păzim mintea curată, să ne păzim mâinile curate. Vreau dar ca bărbații, spune Pavel, să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiele. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doresc din toată inima să binecuvinteze Dumnezeu întreaga adunare. În mod special, Domnul să binecuvinteze tinerii și adolescenții. Și aceste provocări pe care le aveți, ale perioadei din viața voastră, care se numește adolescența sau tinerețea, să puteți ca să le faceți față cu brio. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă însușiți cuvintele acestea, pentru că sunt cuvintele Domnului, și în felul acesta Dumnezeu vă va binecuvânta și pe voi, dar și pe noi, ca și părinți, ca și slujitori, și într-o bună zi vom ajunge acolo unde ne-am pornit, și anume acasă la Domnul, în noul Ierusalim. Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-ne izbândă! Doamne, dă-ne biruință la toți! Vă invit să vă ridicați în picioare și pentru seara asta și pentru cuvântul pe care l-am auzit, să venim înaintea Domnului, să mulțumim Domnului, dar în același timp să spunem: Doamne, ajută-ne ca să nu fim numai niște ascultători uituci, să fim ascultători care să împlinim. Amin? Ne rugăm!